Ne vom regăsi, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft Survival 1.16.1. Dragi prieteni, ne aflăm alături de brigada. Băi, ați observat cât de frumos arătăm în aceste noi armuri, frate? Da. Cosmin a decis să devină tan 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 tan. Ok, mă scuzați. M-a apucat așa puțin tel, mamă, deja toată lumea cu elitre, cu tot ce trebuie. Băi, fraților, ne aflăm pe mc.atomlinuxnetwork.ro. Toată lumea cred că deja știe serverul. Dacă nu știți, intrați, aveți toate detaliile în descriere, pe secțiunea de 1.16.1, bineînțeles. Și aici văd că a fost activitate, băieți, din câte pot vedea. S-au făcut și niște camere, s-au făcut așa niște perechi. Oricum, înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri. Știu cât de mult vă place această serie, așa că dacă văd acolo foarte, foarte multe like-uri, da, deci boom, explozie de like-uri. Promit că cine știe, poate postăm mult mai des aceste clipuri, da? Poate ne și cu abonații, cine știe, așa cum ne mai și pe Bedros, dar vreau să văd susținerea voastră, da? Și vreau să fiți atenți la clip pentru că astăzi o să facem o chestie destul de interesantă ca aspect. Îl avem aici pe domnul designer chef Tormento, care nu prea... Unde e armura ta de șmecheri? De-abia am intrat pe server, m-am servit din camera lui John Scott și din camera. Uite, ai primit și un chestplay de sărmani. Așa, îl avem aici pe domnul designer chef și domnul lucrător sclavete. Și hai să vedem perechile. Deci s-au făcut aici niște camere. Știți că am împărțit toată zona aceasta, o să urmeze mai multe camere. Iar aici în capăt, oameni buni, unde am săpat eu, aici o să fie camera unde Tormento își va face de cap. Și vreau să arate bombă. Tormento, ai auzit? Cu warped block de-ăștia, cu... Bă, dar cu ce se sparge warped block? Asta e warped block, cu ceva genul. Warped block. Mamă, e un nume foarte, foarte dubios. Mă rog. Păi ar trebui să-i dăm un Tormento, bine, trebuie să luăm toată marginea aia, ca să vedem cum arată. Bine, mă rog, haideți să vedem perechile, băieți. Avem aici Pogdan nepotul și Diana mătușa. Și acolo e reclamă la Instagram. Asta este camera voastră. Asta e camera frumoasă. Camera secretă. Oh! Deci fiți atenți ce și-au făcut aici, intrarea în cameră, frumos. E o cameră așa doar. Bă, da, am întrebare, voi dacă vreți să faceți jugu-jugu? Mama, ușă. Păi asta cu e camera? Diana, Daniela și Ionuț. Bă, ești nebun. Deci ei sunt o familie foarte mare și au făcut aici ușiță. Păi și dacă faceți jugu-jugu aici și... Păi avem și living jos. Ia avem jos. Mamă, și jos. Mamă, deci ia uite, Cosmin e fericit acolo. Ce-au prin cufăr pe aici. Wow, alău, câte chestii. Mamă, câte blocuri de gol. Uite, warped block. Sună foarte dubios, noi așa. Scrieți în comentarii dacă vi se pare că sună dubios. Mie mi se pare, sincer. Aici ce mai avem? Mamă, niște săbiuțe, niște chestii. Băi, oricum arată foarte mișto. Mai ales cu... ăsta e quartz de jos, nu? Sau ce e? Nu, e teracotă de-aia nouă. Teracotă cu... nu știu, mie mi se pare quartz gen teracotat. Sună bine? Oricum arată super catrin, cu uite și sus foarte multe lumini. Și-au unit camerele. Băi, drăguț, deși nu prea aveți intimitate. Aici avem camera secretă a Dianei. Aoleu, o cameră roz. De ce e atât de roz? Și ai cuferele la pat, și ai numai frunze. De ce dracu ai numai frunze și dărți? Da. E vrăjitoare. Cred că vrei să vezi camera mea. Și de ce e o găină? Stai! E. Copilul meu, Mihăiță. El e Mihăiță, copilul. The fuck, faci o aici, ce? Mi-a murit copilul. S-au dus la atac acolo, băi, oricum se vede super mișto. La final vreau să dați și voi o notă și să facem așa un clasament, să vedem cine a făcut cel mai șmecher până acum. Băi, drăguță camera de o gagicuță, dar patru e cam mare, să moară băieții, 3-4 aici. Asta e camera de nebunie a lui, ia, vino, cu te invit. A lui Bogdan. Bun, și aici, mamă, v-ați făcut și jos? Cinema. Ia uite. Și cu Dani. Bă, ce e aici vere? Nu, aici în momentan nu. Păi bă, alu, și dacă ea de pe partea cealaltă vor să coboare? Nu vor. Păi ia vină încă, că păi iau... Băi, deci voi ați ajuns până pe partea aia altă, pentru că fii atent, dacă... Uite, dacă vrea Cosmin, cine e aici? Cosmin, da? Asta e camera lui Cosmin, dacă vrea Cosmin să coboare. Păi uite, și Cosmin cu noi la cineva. Păi aici. Aaa, gen, v-ați legat cineva, îmi place. Păi da. Mamă, dar câte ați făcut aici, frate, că nu mai înțeleg nimic. Stai așa, camera principală e un cinema. Bine, cam... Mame, uite, ha, Kung Fu Fighting, hai că arată super Catherine, că îmi place. Me gusta, chiar arată foarte bine, băi, chiar s-a muncit aici, după cum puteți vedea. Au fost foarte activ, s-au distrat și blocuri de emerald, chestii, bine, aia e protecția. Și aici, mamă, dar nu vi se pare că e foarte mare camera? Nu mai bine faceți mai multe rânduri? Păi și dacă vrem toți din brigadă să venim la cinema? Păi o să spargem noi aici și...
Bă, mai bine mai puneți. Nu sparge, mă, că-ți dă ăsta cu mare arche, uite. E nervos. Și aici ce ați mai făcut? Mamă, dar aici a zis... Aici e camera mea și... Da? Asta e camera. Ia, dăm foc, dăm foc. Ce e asta cu upgrade gear? What? Nu știam asta. În asta se faci armura de netherite. Serios? Stai așa. Uite, și în stone cutter, să ai mai multe chestii, atelierul lui Cosmin. Aici lucrează Cosmin de zori. Ia de aici un netherite de ăsta. Unde? Așa, pe să mi-l ar... Dați-mă, băieții mei. Stai că n-am spațiu. Bun, nu am aruncat așa. Și fă-ți un chestplate din blocul ăsta. Deci stai așa, deci din ce bloc să fac chestplate? Din Nether? Nu, din Diamond. Stai așa, că deci îmi fac din Diamond? Fă din Diamond, că eu nu prea am spațiu în inventar. Ia stai așa că facem rost de spațiu. Cosmine, îmi pare rău, dar sigur ai nevoie de piatra aici. Așa, bun, am făcut chestplate tu. Și acum îl bag aici, nu? Da. Și pune drive? Boom. Păi da, dar e cam același lucru, numai că armura e la fel, are toughness-ul plus 1 și are knockback resistance. Dar gen dacă enchantezi, mi se pare că e mai bună aia de diamond, nu? Nu știu. Mama, am primit niște chei șmechere. Dacă pică în lavă, nu arde. Dacă, deci eu dacă pică în lavă, nu ard? A, sau dacă pică ea armura? Armura. Ok, ce tare. Băi, nu știam că se face în ăsta, uite, învățăm chestiile. Oricum, arată foarte mișto și atelierul, uite și cu enchanting, cu tablou, cu vrăjitor, cu tot ce trebuie. Și aici, follow la Just Cause, nu, aia nu citim. Și să arunc armura aici, da? Arunc ce vrei tu de netherite. Ia. Păi dați-vă, mă, de acolo, că luați voi, alu. Care a luat-o? Ia uite, what the fuck, bro? A, deci nu o poți pierde lava, adică eu dacă mor, nu pierd armura în lavă, că nu arde. Ce tare. Mamă, da. Eu ard să mor. Păi da, dar uite, eu de ce ard? Că am armura de netherite, ar trebui să nu ard, nu? Și dacă intrăm în nether aici, ați mai făcut ceva? Nu. E căv în nether? Ar fi mișto să ne apucăm să facem căv și în nether. What the f... What? Mamă, mâncați-a, și unde suntem vere? În iad. Bă, ce baiem e ăsta? Iad. Ceva baiem de basalt. Cum naiba să numește? Stai așa că nu mai văd unde scrie Biome. Biome Minecraft Basalt Deltas. Suntem aici un ba... Aici s-a terminat. Dar nu putem, nu poți interacționa aici, această locație este... Cine a pus protecție aici? A pus care aici a pus un băiat, Feno. Aaa, pui mei, deci nu e a noastră. Dar vreau să ajung și până sus. Să văd cum se vede. Păi nu, dar trebuie... Mamă, uite magma cubes. Ok. Slash fly. Tă-mă de aici. A, dar chiar avem și slash fly. Bă, ce fraier sunt. Slash fly, că gen grad de youtuber. Dă-te-mi pui mei, băi, de ce au avansat băieții cu Minecraft-ul? Bine, nu să zici foarte mult că de când au luat Microsoft-ul, gen Minecraft-ul, de când au cumpărat Minecraft-ul, ce update-uri mare au făcut? Asta e primul update mare, nu? Gen cu... Mamă, dar arată super mișto. Chiar s-au descurcat în a face un update bombiț aici în Nether. Pentru că acum e mai interesant, înainte Nether era doar Nether și atât, știi? Adică n-avea altceva. Bun, hai să continuăm înapoi că ne-am lungit. Că mai am de făcut și la mine acolo. Că de-aia l-am adus aici pe domnul inginer Tormento. Da. Bă, subspace, bă. Bubble și unde m-a dat? Bă! La altcineva. Ninja Hyper 24. Păi și acum ce fac? Mâncați, stai așa. Stai, dă-te. Da, am home, stai așa, dau și eu home, slash home. What the fuck, am ajuns la altul, mamă, dar mi-a dat ceva mare achievement, m-am sperat puțin tel. Bun, și am ajuns în bază. Știți că mai devreme erau niște abonați aici și spamau cumva cu perlele pe aici și reușeau să intre în bază. Trebuie să reglementăm și chestia aia. Bun, asta e camera lui Just Cosmin, doar cufere și atât. Dar aici tu măcar ceva în cufere? Hai. Mai am. Wow, uite care. Uite, crossbow, niște chestii. Mamă, cu Infinity. Eu am vrut să le iau, care mi l-a luat, bă, gamea și Bogdan l-a luat. Bun, deci doar astea s-au făcut momentan. Opa, și aici domnul Tormento văd că are deja niște idei, niște planuri. Eu am zis băieți, băi, oricum văd că nu s-au înghesuit să-și facă camera, așa că ia uitați camera patronului. Am făcut-o aici fix în capăt, o cameră destul de drăguță. Tormento, ce faci aici? Intrare. Vrei să faci cu bloc de ăsta? Oooo, ce caterincă. Păi da, vreau să facem și pe exterior. Haideți să pun înainte pe exterior. Deci să facem aici pe exterior, să arate mai binișor. Mamă, dar am pickaxe-ul ăsta, frate, am mare pickaxe cu eficiență 6, băiți. Eficiență 6, ești nebun. Băi, oricum, vă aștept și pe voi pe server. V-am spus cine știe, poate clipul următor
O să intru pe server și cine este online pe server poate participa la un fel de mini concurs unde eu o să mă teleportez și o să văd construcțiile voastre și la final dăm niște note, poate niște premii în bani pe server sau niște grade, poate un grad de VIP sau mai știu eu ce. Arată bine să facem așa, complet ăsta, dar trebuie să facem un model Tormento. Da, dăm și mie CV. Dă și mie niște bloculețe de alea. Ia ăsta. Warp stem. Mamă, bă, sunt o grămadă de blocuri. Noi, tu ai construit măcar cu blocurile astea noi sau o faci așa din... Fac așa din mic, pe ce-mi vine. Ia ziceți, băieți, un model așa frumos. Mamă, dar e enervant că nu știu cu ce să spargă asta mai repede. Îmi trebuie o gălată. Te spar și asta. Bă, dar voi nu mai aveți foc aici, mă. Am eu gălată, am eu gălată, am aruncat-o pe jos. Îți ia gălată. Cu apă. Băi, sunt 71 online pe survival în acest moment, ceea ce este destul de ok, având în vedere că filmam la ora 4 după amiaza. Nu uitați încă o dată cât mai multe like-uri dacă vreți să postați mai multe videoclipuri. Vă aștept pe server, toate detaliile în descriere. Stai așa să ne gândim. Glowstone, ce spune? Să pun aici deasupra? Bă, dați două glowstone-uri, două glowstone-uri, băieți. Mamă, cu toporul se sparge asta mai repede, nu? Ai flint. Da, aveți un topor de diamond sau îmi lasă că-mi fac? Ia de aici topor. Ma, what? Ce topor e ăsta? Netherite? Ah, pot să fac orice din netherite? Da. Glowstone găsim undeva? Prin cufere aveți? Sau stai așa să mă uit. Glowstone. Eu fur din cufere, băi, ce trebuie să fac și eu că... Sunt vai de curulețul meu. Bă, dar am shroom light. Face lumină shroom light-ul, nu? Da, da. Da. Din câte știu eu. Ar trebui să merg să... Ia. Ce vrei? Ai flint? Da. Hai că se vede ok așa de intrare, mai luminăm puțin de aici. Bă, se vede bine shroom light-ul ăsta. Cum se face? Eu sunt abii greu de tot. Îl găsești în nether, nu? Așa știu. Eu din nether l-am. Nu știu dacă să pun din wart block sau... Asta am făcut eu poc, da. Alt cv. E, hai să punem momentan așa. Numai să fie tot peretele plin, să aibă și... Bă, da. Ce mă disper... Da, uite că ăsta ar merge nici cu toporul. Nu știu care e schema. Dacă ai nevoie de blackstone, ia de aici. Poate cu lopata. Lopata n-am ce drept, să încerc. Na, nu merge cu lopata, merge tot așa mai greu. Mamă, s-a terminat. Hai că ce? Mai spargi tu alea. A, bă, Andrei, bă. E cu foarfeca, bă, că serios? E frunză de aia din copacul ăia din nether. A, lol. Ce dubios arată. Păi dai cu o forfecuță. Cu hău, hău, hău. Aici a trebuit să... Bă, nu, nici cu foarfeca. Mamă, mă gândeam să fac mare cruce acolo, dar ar fi dubios să fac, gen, cu lumină. Ce model aș putea face eu cu lumină? Dați-vă, mă, că vă arată patronul. De unde? Că n-am nici cea mai mică idee. Bă, eu n-am imaginație pe construcții și de-astea. Eu dacă aș fi arhitect să mă arăbețe, ne-aș face o casă 2x2 și gata. Bă, bună să fie, știi? Căsuță 2x2 cu tot ce trebuie. Bună să fie, că altceva ce trebuie să mai faci. Ia stai așa că vreau să mă aiut pe aici una alta în cuferele astea multe, că știu că sunt o grămadă de chestii. Mama, vezi că ar mure aici? Da. Ba da, mă, uite cu hou să sparge repede asta. Ați găsit vreun ăsta, cum se numește, mă? Vreun stronghold? Stronghold? Hai că se vede drăguț, mie îmi place cum se vede. Chiar îmi place cum se vede, se vede destul de drăguțic, mai ales dacă uite cum. Punem și așa de intrare, hai că se vede bine. Eu sunt curios ce face Tormento aici. Bă, ce trec faci, mă, Tormento, mă? Design. Andrei, trebuie tot ce că face mare design, dar eu nu cred. Ce? Păi ce să fac cu hău ăsta? Încearcă cu asta. Să sparg? Da. De ce dracu să... Ia. Păi să vezi. Mamă, cum se... Bă! Deci am ajuns să avem nevoie de hău, ești nebun ca să spargem. Bune. Uite și pe Pugdan. Bă, dar stai că uitați-mi că am fly. Că sunt barosan. Dar știi că eu vreau să am o mare parte din cameră, bro. Și pe pereți ce vrei să punem? Ca să știu din ce pun pereții. Tormento, ce punem pe pereți? Tot ăsta de-am pus la intrare? Cred că s-aia în ăsta concret. Pun pe pereți concret? Da. Sigur? Eu nu cred că o să arate drăguț. Ia. Dați-vă un pic, am pixelul ăsta tank. Dă-sta așa? Mhm. Zici că sunt la dentist, ești nemun? Mai avem dă-sta, băieți? Nu știu. Hop, așa. Punem aici mult să fie bine, să fie bine. Bine, ar fi drăguț dacă am face noi niște ferme și chestii, dar nu știu că o să ne lase serverul, că pui mei. Să nu se facă la că dacă fiecare jucător ar face niște ferme de XP, ferme de alea, s-ar face foarte mare lag. A construit Tormento, a distrus tot. Ce ai făcut, mă? A, aici vreți să pui modelul, ia.
Îți place? Foarte frumos. Foarte frumos, ai văzut lumina aia, face totul de bun. Mamă, dar ce model face aici avere? Mamă, dar mi-a ocupat foarte mult din cameră. Dar lasă așa că e bine. Fă și în partea altă. Și zici că intri în gura aleului. Păi băieți, să pasi și voi pe laterale, dacă vă rog frumos. Să terminăm de mai repede. Dar gen așa. Și cineva să mai aducă niște șmechirie de asta. Niște bloculețe de asta, că nu vreau să stăm foarte mult la camera asta. Concret. Da. De prete. Pentru perete. Mamă, dar mă enervează pe chestul ăsta, frate. Sparge prea repede, bro, prea repede. Nu-i bine. E problema. Cum se cheamă blocul ăla? A? Las, că am făcut. Cum se cheamă blocul ăla? Care bloc? Pe care vrei să-l pui pe perete. Am făcut eu concret. Se cheamă Cyan Concrete. Mamă, dar am foarte multe chestii. Bă, ce mă enervează. Pe mine mă enervează când am mai extrem de multe chestii. Pune ceva acolo pe prezuri. Ia uite ce a aruncat aici Just Cosman. Da, știi ceva aia că arunc și eu. Că n-am nevoie de gravel, de nedry pickaxe, avem nevoie de toate porcările astea, frate. Bă, o grămadă de căcaturi pe care nu le folosesc și mi-ocupă loc, aia în inventar. Până și bețe, glass, battle, birch, sapling, firework. De ce am niște firework-uri? Ia, ce chei am? Că unele chei sunt foarte, foarte bune și n-aș vrea să... am aici, ia să aruncă, ăștia curcuma care ne multăm. Simple key, special key și mai multe simple key. Mamă, special key vreau să le dau, ia să mergem la warp crates. Ai și tu? Dar de ce merge? Am scris warp crate. A, merge. Am scris o greșită, înseamnă că. Ziceam că nu mai merge, mă. Sperea să mergi de mult. Mamă, am 3 chei de aia. Elytra. Hai de și de tot. Ia. Mamă, special. Ai puțină răbdare, deschizi altcineva. Mi-a picat XP pack 1. Dă-i click dreapta pe ăla. A, da, văd și ce ți-apare ție, nu? Ia, dă-i, ia, dă-i. Ia, uite, blocuri. Ce tare că toată lumea vede ce pică altora, gen, știi? Tare, ia, dă-te. Elytra! Elytra! Bine, de fapt știți că pică destul de multe litre. Am 10 litre. Dar oricum știi care e treaba, că gen dacă ai grad și ai un fly, bă... Nu prea te ajută. Nu prea te ajută Elytra. Eu întreb ăsta, băi, cum îl cheamă? Andreas 5. Mâncați aici, vezi că semeni cu mine, prietene. Bă, zici că suntem gemeni. Ia, dar parcă ești mai frumos. Hai că da, stai așa că mai dau aici, special. Ce mi-a picat? Bunny pack. Bun. Deci, hai să vedem. Dau pe bani pe când pică între 5.000 și 10.000. 10.000! Bombă și XP. Am level 21. Tare. What the fuck is going on, bro? Trimite și niște poze dubioase pe Discord. Păi okay. Aveți de astea, mă, premium, n-aveți. Ia, fiți atenți. Ia, stai să văd ce pică. Ia, deschide. Premium sunt cele mai șmechere premium, nu? Hai că mai merge, că a schimbat cheia, fraierul. Aaaa, țeapă, nu mai ai, nu mai ai. Dar de unde făcusi tu roz, mă, bă, furchi, ia, bă? Ia, stai așa, bă, pe asta. Stai că mai am una. Poate merge asta. Nu merge, nu merge. Asta. He, he, he. Am două fii diferite. Bă, bă, bă. Țeapă. Stai, mă, că mă tot mișca botul. Și eu am dat 3 home și ia uite ce câștigă acolo băieții. Vedem mai... Mamă, cum se vede acolo. Ia uite, bă, că mi-a dat ăștia premium key. Gata, am premium key. Mi-a dat de la special. Tormento, mamă, ce dracu e blocul ăsta? Sau what? Cum l-ai făcut să arate așa? Ce mira, era lor. A, e trapdoor. LOL, ce tare arată. Mai pune una aici. Dar zici că vine fix pe ăsta, nu? Da. Mi-așa mi se pare. Ce tare. Se vede mișto cu trapdoorul. Înainte nu se vedea așa. Dar e mișto de tot trapdoorul ăsta care arată bine. Scrieți și voi în comentarii o părere, băieți. Cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Aparent se lucrează de zori aici, vă așteptăm și pe voi pe server, poate cine știe, poate luați și voi parte la niște concursuri de acest gen. Bogdan este foarte fericit, a uitat ochișorii roșii, e un drăcușor, așa el îmbrăcat. Nu uitați, deci, cât mai multe like-uri, dacă vreți să postăm mai multe clipuri, toate detaliile în descriere, vă aștept și pe voi pe server, pentru că ne distrăm aici cu toții. Și ne revedem data viitoare, am fost Andrei, v-am pupat, bye bye!